Cele două membre PSD care s-au bătut în sediul din Cluj-Napoca al partidului au fost excluse acum din rândul socialdemocraților. Decizia a fost anunțată de filiala PSD din Cluj-Napoca. Alte două membre de partid care au fost de față la incident au fost și ele sancționate cu avertisment. Și vă amintim că cele două femei au ajuns la spital după ce s-au luat la bătaie vineri din cauza că una i-a reproșat celelalte că încalcă legea și fuma în clădire. Biroul permanent municipal al PSD Cluj-Napoca s-a reunit în ședință extraordinară pentru a le exclude din partid pe cele două femei care s-au bătut în sediu. Hotărârea subliniază lipsa de toleranță în fața acestor derapaje și dorința de a nu perpetua astfel de comportamente în cadrul echipei noastre. Se arată în comunicatul de presă semnat de președintele filialei socialdemocrate. Decizia a fost luată după ce vineri, în sediul partidului, femeile s-au luat la bătaie. În urma incidentului, consilierul local, Anca Ciubâncan, a ajuns la spital cu o rană gravă la cap. Aceasta a susținut că a fost bătută de colege după ce le-ar fi reproșat că fumează în sediul partidului. Am ajuns la sediu și le-am cerut să deschidă poarta cu telecomanda. Fumau ca turcoaicele înăuntru și le-am spus să nu-și bată joc de munca altora. Atunci Sacalișa a început să mă înjure. În acel moment le-am spus că sediul PSD este spațiul public. Sacalișa a venit și a sărit pe mine și avea niște tenis în picioare și mi-a dat cu picioarele în burtă. Angela Sacalișa, acuzată de Ciubâncan că a lovit-o, are o altă variantă. A fost un scandal în care eu m-am ales cu piciorul în gips și cu imaginea pătată, dar nu a fost provocat de mine sau de tinerile domnișoare ale căror nume au apărut peste tot în presă. Tot ce a spus doamna Anca Ciubâncan este fals. Ea a fost cea care a pornit conflictul. Cele două membre ale PSD Cluj care au fost de față la altercații au fost sancționate cu avertisment. Printre ele se află și președintele organizației de tineret al PSD Cluj, Evelina Milea.